Bună ziua și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele ediției. Restricțiile alimentare cu apă din cauza secetei, temperaturile extrem de ridicate și lipsa precipitațiilor a făcut ca toate cursurile de apă din județul Gorj să scadă simțitor. Ce măsuri au fost luate pentru a nu exista riscul ca județul Gorj să rămână fără apă, aflați la jurnal. Lecție de viață de la un tânăr din scaunul cu rotile, Mihnea, un tânăr de 18 ani, a reușit să fie admis la Universitatea de Vest din Timișoara. Este cel de-al 8-lea student admis. Mihnea a obținut notă mare și la examenul de bacalaureat. Povestea sa de viață imediat la știri. Pandurii se duelează în această seară cu formația Concordia Chiajna în etapa a 6-a a Ligii 1. Meciul are miză importantă pentru ambele tabere. Pandurii își doresc un rezultat bun pentru a-și îndeplini obiectivul, în timp ce Concordia Chiajna vrea victoria pentru a-și păstra antrenorul. Restricții la apă, seceta instalată la nivelul județului Gorj a făcut ca debitele cursurilor de apă să scadă dramatic. Din acest motiv, reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj au impus primăriilor să ia măsuri cu privire la consumul de apă de către cetățeni. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorială a întocmit un program prin care apa curge la robinete. Temperaturile extrem de ridicate și lipsa precipitațiilor au făcut ca toate cursurile de apă din județul Gorj să scadă simțitor. Reprezentanții din cadrul Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj fac zilnic măsurători pentru a avea o situație clară a tuturor cursurilor de apă. Au fost luate și primele măsuri pentru a nu exista riscul ca județul Gorj să rămână fără apă. Debitele pe cursurile de apă sunt într-o scădere de până la 25-30%. Fapt pentru care se presupune a exista o secetă pedologică și că, într-adevăr, toate localitățile care sunt cu alimentare cu apă și fântânile de noi sunt monitorizate și atunci se impune și restricții în consumul de apă și fiecare localitate își face un grafic pentru această restricție. Primăriile au luat măsuri de precauție pentru ca oamenii din localitățile pe care le conduc să nu sufere din cauza lipsei de apă. Unii au impus un program strict și acolo unde se impune transport apă cu ajutorul cisternelor. Datorită secetei profunde, o secetă pedologică profundă, am luat măsuri ca să restricționăm programul de alimentare cu apă, alimentare centralizată, adică din foraje. Și anume, să asigurăm dimineața între 5 și 10 să asigurăm apă, după aceea se oprește apa 4 ore și tot așa până revenim la normal, în așa fel încât oamenii să aibă, să-și facă un duș, să aibă apă potabilă seara când vin de la servicii. Deci este restricționat din 4 în 4 ore. În alte zone ale județului au fost luate măsuri mult mai severe pentru ca apa să poată ajunge la toate satele din subordine. Sunt ceva probleme pe zona Scoarța, jumătate Scoarța, Copăcioasa, Piștești, Budieni, unde asigurăm apă la 3 zile. Am avut ceva probleme acum o lună de zile cu o pompă care am reparat-o, am pus-o în funcțiune și acum le asigurăm la 3 zile. Partea cealaltă, de la Scoarța către Bobu, asigurăm 24 din 24 de ore apă. La solicitare, am solicitat prefecturii sprijin, suntem în legătură cu unitatea militară de la Budieni. În momentul când chiar considerăm că nu putem să asigurăm pe vârful satelor noastre, deoarece diferențe de nivel cam 200 de metri, Unitatea Militară Budieni va sprijini cu apă potabilă, la solicitare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj spun că fântânile trebuie igienizate și dezinfectate, mai ales în perioada caniculară. Periodic să fie verificate din punct de vedere fizic și bacteriologic prin analize aduse la DSP-ul. Probe de apă care, bineînțeles, trebuie făcute cât mai des, ținând cont că solul se poate modifica, pot să apară poluări ale surselor de apă, mai ales în aceste perioade în care sunt perioade caniculare. Și oamenii trebuie să țină cont de ceea ce medicul de laborator le indică după buletinul de analiză. Practic, o apă trebuie să fie pură din punct de vedere chimic și bacteriologic. În cazul în care nu este așa, ea trebuie să intervină prin dezinfecție cu substanțe clorigene. Cei care udă grădinile în perioada de restricție riscă să plătească și amenzi.
Monstrul cu chip de tată care și-a ucis fiica vitregă în luna februarie acestui an va rămâne în arest pe durata procesului. Decizia a fost luată de magistrații după audierea unor martori din dosar. Procesul în care acesta este judecat pe rolul Tribunalului Gorj are un nou termen pe data de 3 septembrie, în acest timp menținându-se măsura arestului preventiv în cazul bărbatului. În urmă cu 6 luni, o crimă cruntă a îngrozit județul. Petrică Viorel, în vârstă de 43 de ani, și-a ucis cu sânge rece fiica vitregă. Acesta i-a aplicat fetiței numai puțin de 4 lovituri de cuțit. Motivul invocat a fost unul banal. Mădălina, fata ucisă, i-a provocat furie bărbatului, fiindcă nu a dorit să spele rufele fratelui mai mic. Ieri, în urma unor noi audieri, magistrații au decis să acorde un nou termen de judecată și să mențină arestul preventiv în cazul bărbatului. Amână cauza, menține măsura arestării preventive a inculpatului, cu drept de contestație pronunțată în ședința publică a Tribunalului Gorj, se arată pe site-ul Tribunalului Gorj. Crima s-a petrecut în luna februarie a acestui an. Nervos pe fiica vitregă că aceasta nu a spălat niște haine, tatăl a luat un cuțit și a înjunghiat-o. Când s-a predat la poliție, fiind încă sub influența alcoolului, bărbatul a mărturisit că ar fi ucis-o pe Mădălina și dacă ar fi fost treaz, pe motiv că aceasta nu îl asculta. Ce s-a întâmplat? De ce ați omorât fetița? V-a supărat cu ceva? Mi-a vorbit urât. Erați băut? Erați băut? Puteam să omor și treaz. Pe partea cealaltă. Dar cu ce v-a supărat așa de tare? Nu vrea să facă nimic. Regretați fapta? Da, capușul. Foarte mult. Gândurile i s-au schimbat însă a doua zi, atunci când a fost prezentat în fața procurorilor. Dus la audieri, criminalul a declarat că regretă că a ucis-o pe fetiță. Mai bine mă omoram eu, a punctat acesta. Știți că v-ați omorât fata? Ce v-a făcut, domnule? Am avut o ceartă. Dar ați și violat-o? Nu. Ce v-a spus, v-a enervat atât de tare? Mi-a dat dreapta, m-a jignit, am fost beat. Și era motiv să o omorâți? Nu era. Ați conștientizat ce ați făcut în arest? Da. Vă pare rău? Da, mai bine mă omorăm pe mine. Când a fost găsită, Mădălina era dezbrăcată și avea rând la gât, urmând ca după necropsie să se descopere dacă aceasta a fost agresată și sexual de tatăl vitreg, înainte ca acesta să o omoare. Ulterior, în urma rezultatelor, bărbatul a fost trimis în judecată de procurori pentru omor, dar și pentru viol. Până la condamnarea definitivă, Petrică Viorel va rămâne în arestul preventiv. Acesta riscă până la 25 de ani de închisoare. Lecție de viață de la un tânăr din scaunul cu rotile. Mihnea, un tânăr de 18 ani, a reușit să fie admis la Universitatea de Vest din Timișoara. Este cel de-al 8-lea student admis. Mihnea a obținut notă mare și la examenul de bacalaureat. Tânărul are o poveste de viață impresionantă. A rămas imobilizat dintr-o clipă de neatenție. S-a accidentat la schi în urmă cu 2 ani și a suferit o fractură la coloana vertebrală. Așa a vrut Dumnezeu, așa o încurajează Mihnea pe mama sa, care încearcă din răsputeri să rămână cu zâmbetul pe buze, deși viața a pus-o la grea încercare. Fiul său a suferit un accident la schi în urmă cu 2 ani și de atunci a rămas în scaunul cu rotile. Chiar și așa, Mihnea a reușit să rămână același tânăr cu idealuri mărețe. După ce a susținut examenul de bacalaureat din scaunul cu rotile, Mihnea și-a îndeplinit un vis. A fost admis la Universitatea din Timișoara și nu oricum, cu media 9,60. Am fost admis și la automatică, la Politehnică, la Timișoara și a fost admis și la Universitatea de Vest, la Mate Informatică. Am ales Universitatea de Vest la Mate Informatică pentru că ne este mai ușor și cu recuperarea, să putem să mergem în paralel și cu recuperarea și cu facultatea. Cei de la universitate am primit mai mult sprijin, în sensul că ei au și o sală de recuperare. Visul a fost împlinit însă doar pe jumătate. Mai este cale lungă până când Mihnea va absolvi cursurile facultății. Familia încă nu știe cum se va descurca de acum înainte. Cum o să vă descurcați? Nu știu. De descurcat nu știu să vă spun. Aici este problema. Ne interesează unde va sta Mihnea. O să vedem. Noi încercăm la cămin, pentru că îmi doresc ca Mihnea să stea în cămin. Din mai multe puncte de vedere, este foarte clar, în primul rând, să poată să ia contactul cu studenții și să socializeze cu ei și să facă prieteni. Viața lui Mihnea a luat o întorsătură dramatică în sezonul de iarnă 2013-2014. Din băiatul energic, sociabil, plin de viață, pus mereu pe glume,
vreme, Mihnea este acum țintuit la pat din cauza unei fracturi la coloană. Se afla la Rânca, împreună cu mai mulți colegi, în prima sa excursie fără părinți. Într-o clipă de neatenție, Mihnea s-a accidentat cu snowboardul și și-a fracturat coloana. Au urmat luni întregi de recuperare, însă medicii din România nu i-au dat nicio șansă. Verdictul a fost crunt. Mihnea nu va mai putea merge niciodată. Părinții lui Mihnea s-au agățat totuși de ultima fărâmă de speranță și au mers la o clinică din străinătate. Medicii din Ungaria l-au transmis că adolescentul mai are o șansă. Familia nu poate susține însă din punct de vedere financiar toate intervențiile chirurgicale la care urmează să fie supus Mihnea. Iar pentru asta oamenii cu suflet mare pot da o mână de ajutor și pot face donații în contul RO98BRDE200SV098-99512000, deschis la BRD pe numele Vâlceanu Marius Florin, tatăl lui Mihnea. În această perioadă, Mihnea se află la stațiunea Băile Felix, unde a reluat ședințele de recuperare pe care le-a întrerupt pentru a se pregăti de BAC. S-a rezolvat problema incendiului din apropierea fostei gropi de gunoi. La sesizarea presei, comisarii Gărzii de Mediu au mers astăzi la fața locului pentru a constata dacă se pune problema unei autoaprindere a gropii de gunoi. Însă s-a ajuns la concluzia că focul a fost pus din neatenție chiar de un localnic din zonă. Persoana a rămas însă neidentificată. Vegetația uscată din jurul gropii de gunoi a luat foc și fumegă de două zile. Oamenii din zonă au alertat pompierii care au venit la fața locului de mai multe ori, însă incendiul nu fusese lichidat. Astăzi, la cererea Gărzii de Mediu, primăria municipiului Târgu Jiu a dispus ca o echipă să meargă cu o cisternă cu apă și să lichideze și cele patru zone unde fumega. Localnicii din Voinicești, în apropiere de fosta groapă de gunoi, au sesizat presa din cauza aerului care devenise irespirabil în zonă. Primar interimar la Rovinari, viceprimarul Laurențiu Chivu a fost numit în funcția de primar după decesul lui Dorin Filip. Ordinul de numire a fost semnat de prefectul județului Gorj, Alin Văcaru. Filip făcea parte din PNL, iar Chivu a fost ales pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu, formațiune politică ce nu mai există după ce a fuzionat cu UNPR la începutul acestei luni. Dorin Filip a fost găsit mort într-o cameră de hotel sâmbătă 8 august. Edilul din Rovinari se afla într-un hotel din Tulcea și urma să participe la o întâlnire a Asociației Orașelor din România. Dorin Filip a fost găsit de șoferul său în baia camerei de hotel în care era cazat. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească ce a adus moartea lui Filip. Mergem mai departe. Dacă au în plan liberalii să-l schimbe pe Laurențiu Chivu, aflăm de la invitatul meu din această seară, domnul Dan Vâlceanu, copreședintele Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, mulțumesc foarte frumos pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Se vehiculează că ați făcut deja cărțile, ați pregătit un consilier care să ia locul domnului Chivu, domnul Mihai Florin Marian. Se confirmă sau nu? Nu. Se vehiculează greșit, nu am avut niciun fel de discuție până în acest moment în legătură cu organizația Rovinari și nici nu cred că era momentul să facem asemenea discuții, măcar dacă mi-e permis să spun așa, decența ne obligă să așteptăm câteva zile până când, eu știu, va mai trece puțin timp de la acest nefericit eveniment. Și ce veți face după aceste câteva zile? Vom avea o discuție cu organizația și atunci vom decide într-un sens sau în altul. PND are acolo majoritate în Consiliul Local. Da, avem 11 consilieri din 17. Așadar, chiar dacă va rămâne și domnul Laurențiu Chivu primar, vă puteți duce la îndeplinire proiectele de acolo. Vreau să vă spun că pe lângă, eu știu, valoarea sa electorală foarte mare, domnul primar a lăsat în urmă o echipă foarte puternică la Partidul Național Liberal și din acest punct de vedere nu ne rămâne decât să-i mai mulțumim încă o dată. Ați apucat să vă gândiți pe cine veți pune pe listă la anul în Rovinari? Nu, nici n-am apucat să, n-am vrut să discutăm nici măcar în această perioadă, nici măcar despre ce se va întâmpla la Rovinari. N-am discutat nici măcar o variantă de președinte interimar, pentru că acolo, odată cu decesul domnului Filip, noi nu mai avem președinte. O să vină și Tudor Barbu săptămâna viitoare, vom vedea ce își dorește organizația și ce măsuri vom lua și noi. A fost un primar foarte important, unul dintre cei mai apreciați primari așa este. Județului Gorj. Așa este, un primar de oraș, un primar care de 11 ani
conducea rovinariul și care a fost o redută, să spunem așa, care n-a căzut niciodată în fața PSD. Trecând acum la primăria municipiului Târgu Jiu, spuneți-ne dacă mai este un vreun liberal care și-a arătat intenția de a fi inclus în acel sondaj care nu, va au rămas 5. Din acest punct de vedere, probabil că în septembrie se va desfășura și sondajul. Deocamdată sunt doar ei 5. Dar cred că sunt destui oricum. Cum credeți că va fi o luptă? Să știți strânsă? Că eu sunt fericit cu această competiție. Vreau să vă spun că inclusiv la postul dumneavoastră de televiziune mi-am văzut colegii venind la emisiuni, la dezbateri, vorbind despre primăria Târgu Jiu, despre ce planuri au ei, cum văd ei lucrurile în Târgu Jiu și n-am văzut atacuri unul către celălalt, lucru care pe mine unul mă bucură, pentru că până la urmă, dincolo de această competiție internă, oamenii pot să vadă de data aceasta că atunci când există o competiție corectă și frumoasă într-un partid politic, ea nu poate fi decât benefică și pentru partid și pentru societate sau comunitate în general. Așadar, indiferent de ce nume din cele 5 va ieși învingător în această bătălie internă, totul se va încheia cu o strângere de mână? Așa ar trebui. Și din punctul ăsta de vedere, atât eu cât și Tudor Barbu trebuie să fim garanții faptului că se va întâmpla așa ceva. Pentru că în momentul în care lucrurile vor escalada, va trebui să intervenim. Eu chiar îmi doresc să nu se întâmple nimic deosebit. Până acum văd că cei 5 candidați se respectă. Au rămas colegi. Vreau să vă spun că zilele trecute a avut loc prima ședință a biroului permanent local la Târgu Jiu, după ce și jumătatea fostă penelistă sau jumătății fostei peneliste i s-a validat biroul. Acum avem un birou mare la Târgu Jiu și la această întâlnire au participat toți candidații. Și doamna Mocioi a fost invitată, și domnul Banța, și bineînțeles Marcel Romanescu, Eduard Berca și Nicolae Bobu, care și fac parte din organizație. Au apărut astăzi niște declarații în presa locală. Eduard Berca spunea că Nicolina Mocioi îl presează să-i cedeze organizația. Nu, ăsta a fost titlul știrii. Am văzut-o și eu știrea. Această discuție a avut loc cu mai mult timp în urmă. N-a fost vorba de o presiune a nimănui. A fost o discuție, pur și simplu. Cred că a fost un subiect dezbătut pe larg la toate televiziunile locale. Atât colegii mei în această speță, Nicolina Mocioi și Eduard Berca, și-au spus punctul de vedere. Eu mi-am spus punctul de vedere în legătură cu această speță și nu cred că mai trebuie să continuăm, pentru că nu afectează absolut niciun fel de segment de populație din Târgu Jiu și o chestiune care ține strict de discuție în interiorul partidului. Deci nu s-a reaprins cumva vreun conflict nu, între nici cei de doi? Cum, nici de cum. E un subiect absolut depășit și v-am spus zilele trecute, Nicolina Mocioi a fost invitată de colegii dânsei de la municipiu, Eduard Berca și Marcel Romanescu, să participe la prima ședință de birou permanent local. Sondajul urmează să fie realizat luna viitoare? Sau? Acesta a fost planul inițial, în luna septembrie să se realizeze sondajele. Dacă va fi un sondaj, oricum va fi un sondaj făcut de organizația centrală. Colegii noștri de la București se vor ocupa în toate municipiile reședințe de județ de acest sondaj. Sper să fie terminat până la sfârșitul lunii septembrie. Oricum, cel târziu, în prima jumătate a lunii octombrie, va fi gata cu siguranță și atunci vom putea sta de vorbă la concret pe sondaj. Și oricum, numele câștigătorului, să-i spunem așa, îl veți ține secret până în decembrie, când ați spus că veți anunța da. Candidatul. Da, vrem să anunțăm candidatul odată cu PSD, pentru că de așa ce? Este corect. Din mai multe motive. Unu, așa e corect, ca oamenii să afle în același timp candidații. Doi, ne-am expune inutil candidatul unde unui atac. Să se arunce absolut, cu pietre? Absolut, cu siguranță. Se fură suntem, startul campaniei? Nu e vorba de furat startul campaniei, dar sunt convins că... Îl pregătește pentru campanie. Nu neapărat, sunt convins că va fi atacat, că vor fi motive, că nu vor fi motive, până la urmă niciunul dintre cei 5 candidați pe care îi avem acum nu a condus primăria Târgu Jiu și practic n-ai argumente să-l ataci cu ce s-a întâmplat în Târgu Jiu. Dacă ar fi să ataci pe cineva despre ce se întâmplă în Târgu Jiu, ar trebui să ataci actuala conducere a primăriei, nici de cum liberalii.
dar va fi atacat și se vor căuta tot felul de scandaluri, va fi probabil în continuu supus unei presiuni și n-are rost, pur și simplu, e o chestiune pe care o putem evita foarte ușor. Spuneți-mi, cresc șansele PNL-ului să câștige primăria municipiului Târgu Jiu în cazul în care Florin Cârciumaru va renunța sau, indiferent de candidatul PSD, bătălia va fi o chestiune la care nu știu să vă răspund, pentru că ne derulând sondajul de opinie, nu știm cum stau ceilalți potențiali candidați. Din punctul meu de vedere, și din ce nume s-au anunțat până acum Florin Cârciumaru și Aurel Popescu, discutăm totuși de doi oameni din primăria Târgu Jiu, din conducerea primăriei. Practic, mare diferență între ei nu poate să existe. Adică, presupun că și-au asumat împreună faptul că, de exemplu, de ceva timp nu avem apă în Târgu Jiu. Sau faptul că de ceva vreme oamenii de la preajba, și e o vreme mai lungă sau un timp mai îndelungat, nu, nici măcar nu au putut să se spele cu apa de acolo pentru că miroase îngrozitor. Faptul că la Polata și Ursații, în momentul ăsta, deși nu e apă, oricum instalația de apă de acolo nu este autorizată sanitar de către DSP. Pentru că apa are amoniu și spune... Nu, la preajba are amoniu, da. Și la Ursații nu e aceeași problemă? Nu, la Ursații pur și simplu ni s-a spus că operatorul de către DSP, că operatorul nu a solicitat niciodată autorizarea instalației de apă. Ulterior am fost înștiințați printr-o adresă oficială de către APA Regio că nici nu putea să facă un asemenea demers, întrucât instalația de apă de la Polata Ursați nu îi aparține. Ea primăriei n-a fost predată încă la APA Regio. Deci o serie întreagă de minciuni de... Primăria n-a solicitat pentru că știa că acolo e amoniu? Nu, primăria n-a solicitat pentru că primăria nu e abilitată să solicite așa ceva. Trebuie să o dai la operatorul de apă și el poate solicita. Deci, practic, o serie întreagă de, cum să vă spun, minciuni spuse și chestiuni care țin de competență care nu există în momentul ăsta, au făcut ca chestiuni foarte grave care afectează o mare parte din populația Târgu Jiului să nu fie rezolvate, atenție, nu într-un mandat. Pentru că vorbim totuși de un primar care are 4 mandate, face 16 ani de când e primar la Târgu Jiu. Nu poți să ai argumente și să ne spui că n-ai avut timp sau că nu știu ce s-a întâmplat. APA Regio, știu că anunța săptămânile trecute că a organizat o licitație la sfârșitul lunii iulie pentru a achiziționa câteva filtre care să rezolve această problemă. Da, APA Regio a anunțat despre licitație, dar licitația este făcută tot de primăria Târgu Jiu, pentru că ea este proprietarul instalației de apă de la preajba. Deci primăria cunoștea problema și totuși nu s-au grăbit să facă nimic. Sunt foarte multe luni de zile de când oamenii nu pot folosi apa de la preajba. Să sperăm că se va rezolva această problemă. Revenind la politică, spuneți-ne care este targetul PNL pentru anul viitor. Câștigarea alegerilor, fără îndoială. Deci, vreau să vă spun că odată cu această fuziune, Partidul Național Liberal a devenit un partid foarte mare, un partid care nu-și mai propune un rezultat bun niciunde, nici măcar în Gorj și nici în alte județe, își propune să câștige alegerile și în Gorj și în alte județe. Un procent aveți? Nu pot să spun un procent, dar ca să câștige alegerile trebuie să iei cu un vot mai mult decât ceilalți competitori. Și asta e tot ceea ce ne dorim în momentul ăsta. Dan Vâlceanu, la ce funcție va candida anul viitor? Mi-am depus cererea pentru a ocupa un loc pe lista de Consiliu Județean. Vă gândiți și la funcția de președinte? Dacă la acel moment asta va fi opțiunea, da. Vedeți că s-a modificat puțin legea electorală la alegerea președintelui Consiliului Județean. Este foarte clar că pe partidul care reușește să-și facă majoritate în Consiliul Județean, vom vedea dacă Consiliul Județean va avea două partide, PSD și PNL, sau va mai reuși încă un partid să acceadă în Consiliul Județean. Pentru că va fi foarte greu. În acest moment clasa politică și scena politică s-a polarizat. Există două partide foarte mari care în acest moment eu cred că reușesc să strângă împreună cam 80% din preferințele cetățenilor și vom vedea ce partide vor mai reuși să iau un număr suficient de voturi ca să prindă un loc în Consiliul Județean. Cât de greu credeți că va cântări cuvântul organizațiilor politice mai mici? Vorbim de PMP, vorbim despre partidul domnului Joan. Sunt mai multe partide care vor candida. PRM, PMP,
PSRO, ALDE. ALDE, sunt mult mai multe partide. E, aceste partide pot să aibă un scor mai mare sau mai mic. De exemplu, dacă unul dintre aceste partide reușește să strângă un 7-8% la nivel de județ, atunci va reuși să intre în Consiliul Județean. Există și riscul, fiind foarte multe partide mici, ca niciunul dintre ele să nu strângă 5%. Și atunci, toate voturile luate de alte partide să se redistribuie și să intre în Consiliul Județean doar două partide, PNL și PSD. În ceea ce privește primarul de la Drăguțești, domnul Vasile Moșoiu, va candida anul viitor pe lista PNL? Știm că a fost și-a pierdut mandatul din cauza unor probleme cu legea. Da, din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați pe mine, eu l-aș susține pe Vasile Moșoiu. Rămâne de avut o discuție și la nivel de partid. Și dacă statutul și legea îi va permite domnului Moșoiu să candideze, eu sunt unul care îl va susține pe domnul Moșoiu și sunt convins că, la fel ca și mine și ceilalți colegi. Asta în cazul în care nu va apărea cu probleme, pentru că spuneați că nu veți admite candidați cu PTP cazier, să le nu, spunem așa. Dar domnul Moșoiu se înscrie într-un alt registru, să zicem așa. Odată cu aprobarea acestui statut, s-a convenit la Pitești, la Consiliul Național, că statutul nu se poate aplica retroactiv. În momentul în care domnul Moșoiu era în acest dosar și avea calitate în acest dosar, s-a aplicat statutul și, dacă vă aduceți aminte, inclusiv în cazul domnului Dian Popescu, nu s-a aplicat o suspendare din partid, așa cum prevedea statutul nou, cum prevede acum statutul nou, ci s-a luat decizia ca cei care au asemenea probleme să nu aibă funcții în partid. Ei rămân în membri. Deși domnul Moșoiu trebuie să aibă același tratament ca și domnul Dian Popescu, ca și alți primari. Și domnul Troacă. Sau, ca și domnul Troacă fusese radiat anterior. Și în momentul în care a fost radiat acum, a fost radiat din alte motive, nu din acest motiv. Vă aduceți aminte participarea domnului Troacă la consiliu, la congresul PSD? Mă rog. O altă... Face parte din acea curățenie de și atunci, vară a PNL-ului. Da, face parte din o curățenie, înainte de alegeri. Să spunem, ideologică. Adică cei care vor cu PSD să meargă la PSD, cei care vor cu noi să rămână la noi. De aceea vă spuneam de domnul Moșoiu și închei. Deci dânsul, din punct de vedere al statutului, cel puțin la momentul ăsta, eu nu aș vedea că are o problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră și pentru aceste informații. Mulțumesc. A fost alături de noi domnul Dan Vâlceanu, copreședintele Partidului Național Liberal GOUR, și mergem mai departe. Atenție șoferi, prețul rovinetei va crește semnificativ pentru autovehiculele de transport marfă cu greutate, iar pentru cele transport persoane se va diferenția în funcție de numărul de locuri. Mai multe amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Mă întors la știri. O gorjeancă s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă beată la volan. S-a petrecut toată noaptea, iar apoi a plecat spre casă cu mașina, deși se afla în stare avansată de ebrietate. Când a fost trasă pe dreapta, polițiștii au rămas uimiți. Etilotestul indica o alcoolemie de 1,38 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care oamenii legii i-au întocmit acesteia dosar penal. O gorjeancă în vârstă de 49 de ani este cercetată penal după ce a fost prinsă beată la volan cu o alcoolemie record. Femeia se întorcea de la o petrecere unde a băut până s-a amețit bine, apoi s-a crezut o zeiță la volan și a vrut să plece spre casă. Însă polițiștii din localitatea Țicleni i-au pus acesteia bețe în roate. Au oprit-o în trafic pentru un control de rutină, iar la testarea cu aparatul etilotest au descoperit cu stupoare că femeia avea o alcoolemie de 1,38 mg litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii din cadrul poliției orașului Țicleni au identificat în trafic o femeie de 49 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului, având o concentrație de 1,38 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Femeia de 49 de ani este acum cercetată penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Pe lângă dosarul penal întocmit de polițiști, gorjeanca s-a ales și cu permisul suspendat, dar și cu amendă contravențională.
Un tânăr de numai 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore de oameni legii. Tânărul din Zamarinești a pătruns într-o casă din aceeași localitate și a furat mai multe bunuri dintr-o anexă. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat, iar astăzi a fost prezentat în fața procurorilor cu propuneri legale. Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Zamarinești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, a ajuns în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Acesta a pătruns fără drept în casa unor săteni și a furat mai multe unelte dintr-o anexă a locuinței. Oamenii legii l-au prins pe acesta și l-au băgat după gratii pentru 24 de ore. La data de 12 august anul curent, polițiștii din cadrul postului de poliție Zamarinești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 19 ani bănuit pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că cel în cauză ar fi sustras mai multe bunuri din anexa unei locuințe a unui bărbat de 43 de ani din localitate. În cursul zilei de astăzi, tânărul a fost prezentat în fața magistraților de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Procurorii vor stabili dacă se impune măsura arestării preventive a acestuia sau dacă va putea fi cercetat în libertate. Începând cu data de 1 iulie 2015, energia produsă pe bază de cărbune reprezintă 30% din consumul înregistrat în sistemul energetic național. Complexul energetic Oltenia asigură 95% din energia produsă pe bază de cărbune, au anunțat oficialii companiei printr-un comunicat de presă. În această perioadă caniculară, complexul energetic Oltenia a demonstrat că este indispensabil. Vânzările merg strună, iar compania atinge cote istorice pe linie de producție. Termocentralele CEE Oltenia, cu toate grupurile disponibile în funcțiune, asigură 95% din energia produsă pe bază de cărbune, realizând o producție medie zilnică de peste 50.000 de megawați, ajungând chiar până la 59.000 de megawați pe zi, ceea ce reprezintă o putere medie orară de 2.100 de megawați cu vârfuri orare de 2.450 MW. Aceste cifre, realizate în condiții meteorologice specifice lunilor de vară, respectiv temperaturi foarte ridicate și secetă prelungită, ar trebui să dea de gândit autorităților specifice domeniului și să susțină faptul că hidrocentralele și termocentralele nu trebuie să concureze, ci să completeze pentru acoperirea consumului de energie la nivel național, a transmis Complexul Energetic Oltenia printr-un comunicat de presă. În prezent, Complexul Energetic Oltenia are 4 termocentrale pe cărbune în Gorj și Dolj. Compania funcționează la această oră cu un număr maxim de 2 grupuri energetice. Compania funcționează la această oră cu un număr maxim de 9 grupuri energetice. Primăria Săgelu se află din nou pe lista neagră a trezoreriei Gorj, asta după ce unitatea administrativ-teritorială nu a achitat procentul de 5% din arieratele înregistrate la diversi furnizori. Primăria are de plătit o datorie de 2 miliarde de lei vechi, debite moștenite de la vechea conducere. Trezoreria Gorj va trece la deblocarea conturilor imediat ce instituția va achita datoria înregistrată. Primăria Comunei Săcelu are din nou toate conturile blocate. Astfel, instituția nu poate folosi banii proveniți din taxa pe valoare adăugată până când nu achită procentul de 5% din arieratele înregistrate către diversi furnizori sau pentru unele lucrări desfășurate în localitate. Nu este prima dată când față de unitatea administrativ-teritorială din Săcelu este luată această măsură. În această lună, Comuna Săcelu nu a respectat obligația de a reduce arieratele cu 5%, așa cum prevede legislația în vigoare, și din acest motiv au fost sistate alocările de cote și sume defalcate pentru echilibrare de la bugetul de stat. Suma totală a arieratelor înregistrate de Comuna Săcelu este de 188.000 de lei. Datoria vine din urmă de pe vremea vechii conduceri. La preluarea mandatului de primar, instituția înregistra o datorie de peste 8 miliarde de lei vechi. În prezent mai sunt de plătit 2 miliarde de lei vechi, care vor fi achitați în timp. Vom plăti lunar 5% din acele datorii și nu vor fi probleme. E normal să ni se blocheze conturile pentru că banii toți nu putem să-i dăm odată și atunci preferăm să dăm acei 5% lunar pentru achitarea arieratelor. Și anul trecut primăria Săcelu a avut conturile blocate în trezorerie pentru neachitarea arieratelor. Deși nu este deschisă oficial circulației rutiere, mii de turiști tranzitează zilnic una dintre cele mai frumoase șosele din România și în același timp cea mai înaltă arteră rutieră din țara noastră. Pentru a evita producerea unor accidente, reprezentanții CNADNR au montat kilometri de parapeți și sute de indicatoare de atenționare. Șefii de la drumuri spun că șoseaua este încă șantier, iar circulația în zonă trebuie să se facă cu prudență. 7 de 130 de mii.
Deci deja ieri și astăzi 260 de metri lineari. Continuăm pe asta, zona asta și da, avem o zonă da. Unde mai avem tot pe coborâre? E, mai avem, da, tot pe coborâre la 49.800. Da, și terminăm săptămâna asta coborârea, da? Da, 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 da. Bun. Mii de turiști din toată țara și chiar de peste hotare tranzitează în fiecare zi cea mai spectaculoasă șosea din România. DN67C sau Transalpina figurează închisă pe site-ul CNADNR și cu toate acestea sute de autovehicule trec zilnic munții dinspre Ardeal, spre Oltenia și invers. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi au montat până acum mii de parapeți de protecție și sute de indicatoare rutiere, elemente care lipseau până anul trecut. Până la o deschidere oficială mai este vreme lungă, spun autoritățile, însă cei care se încumetă să tranziteze șoseaua trebuie să știe că drumul are regim de șantier. Activitatea în continuare supravegheată și coordonată de companie, prin directorul general, domnul Neaga. Suntem în grafic, chiar dacă sunt unele comentarii, am reușit să trecem de punctul cel mai greu la altitudinea de peste 2000 de metri, unde era stâncă. Acum pe coborâre se lucrează mult mai ușor. Pe lângă temperaturile scăzute din vârful muntelui, turiștii sunt fermecați de priveliște. Șoseaua cum mi se pare peisajul? Ok. E frumos. Ți-a părut drumul dificil, e periculos? Nu, nu, nu. Trebuie să fiu un pic prudent, dar e super. Ce se pare aici? Foarte frumos, e drăguț, interesant. Cum ți-a părut peisajul? E frumos peisajul, da. De unde ești? Din Constanța. De la mare ai venit la munte. Da. Foarte frumos și drumul este deosebit, peisajul este fantastic, e nemaipomenit. Iar faptul că poți să vii aici, să pui pe tine, să fii într-adevăr aici ca la stână. Pe lângă toate acestea, ciobanii și cabanierii din zonă îi îmbie pe turiști cu tot felul de bunătăți tradiționale. În plus, cei care aleg să se oprească la stână au ocazia să îmbrace celebrul cojoc ciobănesc și chiar să doarmă la stână. Afluxul mare de turiști i-a bucurat la culme pe cei care au afaceri în zonă. Pentru faptul că se circulă foarte bine pe Transalpina, drumarii și-au făcut treaba și au pus parapeți, au marcat drumul, să cunoaște și fluxul de automobile. Adică a crescut simțitor, e bine acum. Sperăm să fie și mai bine când se finalizează lucrările. Am venit să vizităm pentru prima dată, sperăm să avem ocazia și altă dată, dar aici vedeam. Drumul, dacă ești foarte atent, e totul ok. Foarte mult, e prima dată când vin pe aici, dar e foarte frumos. Drumul e periculos? Pentru mine nu. Bine. Un șofer bun nu-i periculos. Weekendul trecut, peste 3.000 de autoturisme și motociclete au traversat Transalpina, iar acest sfârșit de săptămână se anunță și mai aglomerat. Lucrările la Transalpina au fost oprite după ce firma constructoare a intrat în insolvență, iar tot ce se construise până atunci a început să se degradeze. Printr-o ordonanță președențială, CNADNR a reușit preluarea șantierului pentru conservarea lucrărilor și montarea unor elemente de siguranță. Atenție șoferii, prețul eurovinetei va crește semnificativ pentru autovehiculele de transport marfă cu greutate, iar pentru cele de transport persoane se va diferenția în funcție de numărul de locuri. Se vor înregistra și reduceri de preț la autovehiculele transportatoare de peste 7 tone. Proiectul cu noile tarife pentru taxa de drum este lansat de Ministerul Transporturilor și se află în dezbatere publică. Ministerul Transporturilor vrea să introducă o nouă grilă de tarife pentru rovinietă. Astfel se vor înregistra majorări ale taxei de drum pentru anumite vehicule de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată între 3,5 și 7,5 tone. Majorările vor fi între 3 și 230 de euro în funcție de perioada pe care se achită taxa de drum. Șoferii sunt revoltați de creșterea taxelor, motivând că starea drumurilor naționale nu merită să fie taxată. Nu știu să vă spun eu, nu știu cum se calculează, care sunt bazele calculului, dar la drumurile care sunt la ora actuală în țara noastră, mă gândesc că e suficient cât e acum. Taxa de drum. La autoturism. Da. Da. Nu mă afectează prea mult în comparație cu drumurile. Părere proastă, bani luați degeaba ca să plătească pe aia care plasează mașina cu camera să
filmeze să vadă mașinile care n-au plătit o vinetă. Altceva nu cred că gropile... Ministerul anunță și reducerea ale taxei pentru autovehiculele de marfă cu masă între 7,5 și 12 tone. Diminuările de preț sunt însă mai puțin semnificative decât majorările, fiind situate între valoarea de 4 euro și 301 euro în funcție de valabilitatea rovinetei. Proprietarii autoturismelor mici nu vor fi afectați de noua grilă. Amenzile pentru lipsa rovinetei se ridică la cel puțin 250 de lei și ajunge chiar la 4.500 de lei. Restricții la spital, pacienții nu vor mai putea fi vizitați la orice oră de rude sau apropiați. Managerii spitalelor au afișat deja noul program de vizită la toate secțiile unității spitalicești. De asemenea, agenților de pază li s-a dat ordin ca vizitatorii să nu pătrundă în spital în afara programului stabilit. S-a luat această măsură pentru a ajuta actul medical. În acest fel, medicii nu vor mai fi asaltați în timpul programului de lucru de alte persoane din exterior. Decizia vine de la minister, care atrage atenția asupra obligativității spitalelor de a respecta programul de vizite al aparținătorilor bolnavilor internați în unitățile spitalicești. Conform documentului, programul de vizită se realizează de luni până vineri în intervalul 15-20, iar sâmbăta și duminica între orele 10-20. Bolnavii din spitale pot fi vizitați zilnic, însă trebuie să respecte un anumit program. Managerii spitalelor au obligația să afișeze programul de vizite la toate intrările în unitatea spitalicească. Asta deoarece gorjenii care au rude internate la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu să le poată vizita doar în intervalul menționat. În toate spitalele publice din România a fost stabilit un program clar de vizită al pacienților. Drept pentru care la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în urma solicitărilor medicilor și din dorința de a respecta ordinul Ministerului Sănătății, am decis că trebuie să-l aplicăm și noi cu mai multă strictețe decât până acum. S-a luat această măsură și pentru cadrele medicale care sunt nemulțumite de faptul că numărul prea mare de vizitatori la fiecare pacient sufocă saloanele. Pentru că este foarte greu să efectuezi și act medical și să și răspunzi, poate în același moment, la alte solicitări, nu te mai poți concentra pe profesie și poți apară scăpări. Și atunci, discutând cu colegii noștri medici, care au fost unii dintre ei cei care au solicitat acest lucru, am stabilit să respectăm acest ordin. În ordin este un articol în care se specifică, deci noi nu suntem absurzi să limităm accesul la informație. Așa că cei care vor să viziteze pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu vor putea ajunge în saloane doar cu respectarea noului program. Pandurii Târgu Jiu se duelează la această oră cu formația Concordia Chiajna în etapa a 6-a ligii întâi. Meciul are o miză importantă pentru ambele tabere. Pandurii își doresc un rezultat bun pentru a-și îndeplini obiectivul, în timp ce Concordia Chiajna vrea victoria pentru a-și păstra antrenorul. Tehnicianul Marius Baciu a fost la un pas de a fi demis în această săptămână și înlocuit cu tehnicianul Cornel Țelner. Până la urmă, Baciu a primit un ultimatum privind rezultatele echipei. După remiza cu Petrolul Ploiești, Pandurii se află în această seară în fața unui nou examen, tot în deplasare. Președintele Pandurilor, Narcis Răducan, a declarat că meciul va fi echilibrat, deși valoric vorbind, echipa sa va fi favorită. Cred că șansele sunt egale, chiar dacă e clar că suntem în poziția mai avantajată. Dacă comparăm, să zicem, atmosfera de cele două loturi, este net în favoarea noastră, pentru că unul este liniște și se lucrează așa cum trebuie. La ei, din păcate, evenimentele ultimor zile pot afecta vestiarul. Reamintim că a fost instalat un nou antrenor, după care a revenit la fostul antrenor. Lucrurile astea n-au cum să fie benefice performanței, dar nici nu garantează nimic că vom întâlni un adversar fără replică. Se joacă pe suprafață sintetică, după cum știți, și asta încurcă de cele mai multe ori socotelele. Dacă vor pierde partida, adversarii Pandurilor își vor pierde antrenorul. De partea cealaltă, Pandurii vor ieși din obiectiv dacă se vor întoarce cu buzunarele goale după acest meci. Obiectivul echipei este clar, play-off-ul, locul 1-6. Am declarat-o încă de la începutul sezonului, că în ciuda faptului că am pierdut foarte mulți jucători, am pierdut și cantitate și calitate, eu spun că am pus în loc ceva și am încredere în jucătorii care au venit, sigur, foarte târziu, și de asta sunt și multe momente în care
pierdem din energie și nu putem să înlănțuim efort așa cum eu îmi doresc. Iar pandurii își doresc victoria din acest meci. Este un meci echilibrat, dar pe care noi vom atăca la victorie. Cel puțin Edi, așa mi-a spus, am fost și aseară la antrenament, îmi spunea că a vizionat foarte, a analizat foarte bine adversarul și își dorește mult victoria și va face o echipă să facă tot posibilul să câștige. După ce au disputat deja 5 meciuri în Liga 1, pandurii se află pe locul 7 cu 8 puncte și au trecut în cont 2 victorii, o învrângere și 2 remize. În tabăra adversă, Concordia Chiajna ocupă locul 13 în clasamentul Ligii 1, având doar 2 puncte obținute în urma celor 2 rezultate de egalitate. În afară de cele 2 remize, Concordia Chiajna are în palmares 3 eșecuri. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat și programul etapelor a 8-a și a 9-a, care se vor mai disputa până la întreruperea campionatului. Pandurii vor întâlni în etapa 8-a pe FC Botoșani în deplasare, meciul fiind programat pe data de 22 august de la ora 18:30. În etapa a 9-a, Pandurii Târgu Jiu va primi la Severin vizita celor de la Dinamo, meciul fiind programat sâmbătă 29 august de la ora 21. Până atunci, mai este duelul din această seară în compania formației Concordia Chiajna și cel de luni 17 august, când vor întâlni CFR Cluj pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin, de la ora 21. Echipa de handbal Energia Târgu Jiu a încheiat victorioasă cele două meciuri amicale disputate în compania formației Radnichi. Elevii lui Liviu Andrieș s-au impus fără probleme în fața sârbilor în ambele meciuri de verificare. Deși rezultatele de pe tabele au fost favorabile, tehnicianul gorjenilor a ținut să precizeze că echipa mai are multe de pus la punct. Seria meciurilor amicale pentru handbaliștii de la Energia Târgu Jiu a continuat cu două partide. Seara trecută, Energia s-a impus în fața celor de la Radnichi, scor 34-26, iar astăzi, de la ora 12, au disputat un nou meci de verificare tot în compania sârbilor. Trupa lui Andrieș a judecat victoria și în această partidă. Au fost relevante că am avut meciuri de pregătire. Într-adevăr, adversarii noștri, și dispusele antrenorului și celor din stafful lor, trebuie într-o perioadă de reconstrucție. Până la urmă, interesul nostru a fost să alergăm. Într-adevăr, n-a fost o prea mare, să zicem așa, echipa prea puternică pentru ceea ce ne propusem noi la aceste două jocuri, dar în concluzie a fost o mișcare bună. Deși au câștigat ambele meciuri amicale, tehnicianul Liviu Andriești recunoaște că încă mai sunt lucruri de pus la punct. Mai este și la apărare, mai este de lucrat, clar că și la atac mai este de lucrat, trebuie să mai avem răbdare să construim, ne grăbim cu finalizarea, nu avem răbdare să construim, să avem atacurile cât mai lungi și cât mai exacte și pe poartă. În momentul când avem lungi și pe poartă, găsim soluțiile și sunt soluții destul de bune. Miercuri 19 august, Energia va juca pentru Supercupa României în compania echipei campioane HCM Mina Urbaia Mare. Un prilej foarte bun pentru Liviu Andrieș și staful său să facă ultimele reglaje înainte de începutul noului sezon. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV, de la ora 21 puteți urmări emisiunea Direct la Subiect. Invitații lui Cristi Milea sunt consilierul județean Mădălina Ciolocoi și primarul localității Lelești, Marian Rotaru. Eu sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!